pe românește. Domn 3 și normalitățile vremurilor. Găsim, așadar, în ediția a treia a dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, cuvintele. Blogger, substantiv masculin, la plural blogări. Blogăriță, de folosit în context familiar, substantiv feminin, la genitiv dativ blogăriței, la plural blogărițe. Blogging, substantiv neutru, articulat bloggingul. Nu se putea să nu le găsim în dicționarul actual, întrucât uzul înregistrează multiple contexte în care sunt actualizate diverse explicații și definiții. Atenție la formele articulate și la formarea pluralului. Acestea nu cer cratimă, întrucât literele în care se termină fac parte din alfabetul limbii române și se pronunță cu valoarea de bază din român. Un blogger este o persoană care navighează prin frontierele spațiului virtual ale internetului și completează un blog. Bloggerii nu sunt definiți printr-un grup omogen, ei având o varietate de motivații profesionale sau personale pentru care scriu pe un blog și vin dintr-o varietate de contexte politice, economice și sociale. Aflăm de pe ro.wikipedia.org. O chestiune importantă. Scriem internet cu literă mică și îl scriem pe scurt net. Și internet și net sunt articole în DOM 3. Alex Ștefănescu, la prima experiență pe blogul său de pe adevărul.ro. Credeam că bloggerul este un fel de rocker. Bonom cu ironie caldă, jovial, sincer, criticul literar declară. Literatura n-are nimic de pierdut din cauza expansiunii internetului, în sensul larg al cuvântului. Esența literaturii este textul, nu cartea. Câtă vreme nu se renunță la text, indiferent de mijlocul prin care se înregistrează și se difuzează, eu mă simt în siguranță. Doar într-o lume fără cuvinte și implicit fără combinații de cuvinte, aș intra în panică. Să-l ascultăm, să-l citim, peste tot și pe adevărul.ro. Bloggingul nu este depășit și nici nu cred că va fi prea curând. În ciuda avântului pe care și l-au luat rețelele de socializare, consider că tot bloggingul este mediul cel mai potrivit pentru a oferi informații de calitate. Chiar dacă se discută mult despre preferința oamenilor pentru fotografii și videouri, părerea mea este că tot informația scrisă este capabilă să ofere un plus de calitate audienței. Citim pe viatadeblogger.ro. Bloggingul este încă în viață și pare să trăiască vremuri fulminante. Astăzi, blogurile reprezintă mai mult decât un spațiu în care să îți scrii gândurile sau opiniile. Statisticile arată că 60% dintre clienți vor fi predispuși să achiziționeze un produs după ce citesc un articol despre el. Babun.ro. Marele avantaj pe care ți-l oferă alegerea de a fi blogăriță este că poți face acest lucru în timpul liber. După cursurile de la facultate, organizându-ți timpul după bunul plac. După wowbiz.ro. Alături de blogging, un alt domeniu foarte profitabil într-o lume acaparată de tot ceea ce înseamnă internet, este vloggingul. Aceeași sursă online. Vlogging. O altă poveste.